unui nou semi-lockdown. Mă rog, nu este chiar lockdown propriu zis, dar... Mai zice așa, dar pușchea pe limbă. Pușchea pe limbă, dar măsurile de acum seamănă foarte mult cu cele ce au fost aplicate în trepte, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, pe vremea aceasta, înaintea lockdown-ului adevărat. Puțin probabil să ajungem din nou la un lockdown de genul celui de anul trecut, însă situația nu arată deloc roz. Suntem în plin val 3 al pandemiei și în acest weekend, practic, s-ar putea să fie ultimele zile în care libertatea de mișcare, chiar și limitată pe care o avem acum, să mai poată fi aplicată. Pentru că, așa cum știți, premierul Florin Câțu a spus că beneficiem de o amânare a acestor restricții până duminică seară, pentru ca agenții economici să poată să-și organizeze, conform noilor măsuri, activitățile. Despre acest lucru aș vrea să vorbim mai multe, pentru că, repet, suntem după un an în care am avut de îndurat multe situații, multă tensiune, mult stres. Aceste restricții sunt doar o parte din stresul pe care l-a generat toată pandemia, cu pierderi, din păcate, și de vieți omenești și din toate punctele de vedere. Și aș vrea să discutăm acum, când, iată, ne aflăm într-un nou punct critic, cel puțin în București și încă în vreo câteva orașe mari unde rata de incidență se apropie vertiginos de 7 la mie, cu domnul secretar de stat Raed Arafat, pe care îl avem acum la telefon. Sper să ne și auzim. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate și pentru faptul că ați acceptat să vorbim câteva minute. Iată, în pragul unui nou lockdown, erați aici în platou anul trecut, mi-aduc aminte, fix pe vremea aceasta, ați avut amabilitatea să veniți la noi și să le explicați pe atunci românilor cum stau lucrurile. Suntem la un an distanță, am constatat cu toții pe pielea noastră cum a trecut acest an. Eu aș vrea la început să vă întreb cum vi se pare după un an, că arată situația. Merge spre bine, merge spre rău, stagnează. În primul rând trebuie să recunoaștem că România a mers mai bine decât multe alte țări. Nu înseamnă că n-am avut probleme, nu înseamnă că n-am avut momente critice, dar cred că luarea unor măsuri din timp și modul în care s-a lucrat totuși a permis să se țină sub control o situație care în alte țări s-a degenerat mult mai mult și a produs un impact mult mai grav. Dar asta nu înseamnă că stăm și suntem liniștiți, pentru că vedem că intrăm, sau am intrat deja, mai bine zis, într-un nou val. Este vorba de tulpini noi care circulă și care au agresivitate și contagiozitate mai mare, de fapt, mai bine zis, ce înseamnă că o persoană poate infecta mai multe persoane decât cu tulpina inițială care a fost predominantă anul trecut. Mai mult decât atât, acum suntem în faza unui sistem sanitar obosit, medicii care au muncit un an întreg, peste un an aproape, deci sunt epuizați. Când a început acest val, paturile de terapie intensivă aveau mult mai mulți pacienți în internat decât când a început valul 2 în octombrie-noiembrie, când a fost în octombrie-noiembrie-decembrie. Deci asta înseamnă că rezerva noastră este mai redusă, iar clar că singurele măsuri care merg sunt vaccinarea în primul rând. Anul trecut nu prea vorbeam de vaccinare decât ca o speranță, acum este un fapt, se întâmplă și vaccinarea clar că este soluția finală sau definitivă, dar încă mai durează până vom avea un număr suficient de oameni vaccinați. Și pe lângă vaccinarea trebuie să mai respectăm niște reguli de distanțare, de purtarea măștii, de evitarea lucrurilor aglomerate, mai ales când suntem într-un val ca acum. Aceste reguli devin din ce în ce mai importante pentru reducerea mobilității și a contactului. Deci este soluția cea mai simplă până vom reuși să vaccinăm un număr suficient de oameni.
Acum, vă dați seama, sunt o mulțime de întrebări pe care aș dori să vi le pun, să vi le adresez, pentru a găsi împreună răspunsuri, să îi lămurim și pe cei de acasă, care la rândul lor au aceste întrebări. Însă aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră personal, dumneavoastră, sunteți mulțumit că după un an doar aceste măsuri se mai iau în continuare? Că nu s-a mers și cu un plan paralel, poate cu mulțirea numărilor de paturi la ATI, poate cu școlarizarea unor sau perfecționarea... Paturile la ATI, comparativ cu începutul pandemiei și acum, paturile numărul lor a crescut. Dar nu cu foarte mult. Este adevărat, dar aici nu e numărul paturilor, este inclusiv personalul și personalul nu pot să-l creezi peste noapte. Deci paturile sunt legate, adică un pat de ATI sau 10 paturi sau 20 sunt legate de personalul care lucrează. Așa că există limită la orice măsură care vrei să o iei, pentru că nu este o măsură unitară și depinde de foarte multe alte componente. Și aici resursa umană e o componentă foarte importantă. E adevărat. Și iar... tot asta noi am făcut detașări, am trimis medici de la un loc la altul, am completat schemele de personal în spitalele afectate care n-aveau destul personal. Cu tot asta rămâne un moment greu când ai un număr mare de cazuri și când paturile totuși sunt pline. Da. Și acum, așa cum spuneam noastră, avem la dispoziție și acest vaccin. Totuși, nici vaccinul, nici experiența de un an nu a reușit să ne facă să împiedicăm o altă situație în care s-ar putea să se colapseze ATI. Pentru că împiedicarea unei situații de răspândire a virusului însemna respectarea regulilor tot timpul. Din păcate, dacă ne aducem aminte bine, noi am trecut prin mai multe faze în această pandemie, inclusiv faza în care am rămas fără legislație o perioadă de timp. O fază în care pot să spun că s-a politizat foarte mult pandemia și oamenii nu mai știau ce să creadă. Fază și care continuă... Asta vreau să zic, politizarea ei este masivă acum, mai ales. Față de prima parte, față de anul trecut. Eu zic că la acest moment poate chiar... mult mai puțin, dacă vreau să compar cu ce a fost când disputele erau mult mai... Da, eu mă referam la începutul pandemiei. La începutul pandemiei. Da, dar există și modele, adică am văzut că se încearcă, unele persoane încearcă totuși să vină să încerce să se evidențieze cu păreri, cu idei care nu neapărat sunt bazate pe aspecte științifice, numai că să vină și să spună că ce se face nu-i bine, trebuie să se facă altfel. Iată una dintre ele, limitarea aceasta a posibilității de mișcare, care are logică, într-adevăr, în momentul în care limitezi mișcarea populației, limitezi și transmiterea virusului. Poate fi contracărată cu o idee de tipul, domne, de ce n-au lăsat magazinele, de exemplu, non-stop? Ca să existe o unitate de timp enorm de mare în care lumea să se ducă să-și facă aprovizionarea fără să se înghesuie pe o unitate de timp mică. Lumea ce nu înțelege este următorul lucru și trebuie să le explicăm. Chiar vă rog. În primul rând, astăzi am auzit foarte multe lucruri care nu sunt adevărate. Că, de exemplu, că nu mai lăsăm cabinetele medicale să funcționeze după ora 6. Nu e adevărat că n-a fost vorba niciodată de cabinetele medicale. Că nu mai lăsăm oamenii să se vaccineze la ora 8 seara, care iarăși nu este adevărat, pentru că noi am zis foarte clar că cei care merg la vaccinare este un motiv justificat că să ieși din casă, să te duci la vaccinare dacă te vaccinezi la 8 seara. Deci toate aceste aspecte sunt manipulări care încearcă să arate că de fapt situația sau măsurile sunt mai dure decât de fapt au fost ele adoptate și să inducă oamenii în eroare. Dar până la urmă, limitarea circulației, când vom trece, că probabil că va trece și Bucureștiul, la fel cum a trecut și Ilfovul, de 7,5 la 1000, este de la ora 18 sau la ora 18 se închid agenții economici și populația mai poate circula până la 20? Exact așa cum ați zis. Este până la 18 agenții economici, adică magazinele, și la ora 20 atunci nu se mai circulă. Și acum aici nu-i vorba numai de magazine. Magazinele sunt o parte. Problema noastră, și haideți să ne aducem aminte bine, partiuri la apartamente de 100 de persoane, știm bine că a fost un party care au fost 100 de persoane într-un apartament. Asta este mijlocul de răspândire cel mai bun sau, să zicem, ambientul în care se răspândește cel mai bine virusul.
Deci, limitarea circulației, care a recurs la ea și Franța, au recurs la ea și alte țări, este pentru a limita, de fapt, contactul în momentele neesențiale. Este clar că are un impact social acest lucru, dar este mult mai bine decât să te trezești că ai sute în plus de cazuri în terapie intensivă. Mai ales că acum avem o soluție care merge în paralel și România este printre primele țări din lume cu vaccinare. Adică înțeleg că suntem pe locul 7 în Europa la nivel de vaccinare. Da. Însă și aici este o teorie. Mai sunt 700.000 de oameni care așteaptă pe platformă și apoi spun alții, domne, cam ăsta a fost tot interesul pentru vaccinare. Aveți faima aceasta? Schimbă, interesul se schimbă, sunt oameni care sunt convinși că se vor programa mai departe, dar la acest moment, haideți să terminăm cei care sunt în lista de așteptare. Între timp, mulți, mai mulți, sper să se convingă că vaccinul nu este acest lucru rău care au citit despre el pe anumite site-uri de Facebook și rețele de socializare și că, de fapt, vaccinul protejează, pentru că vor vedea acest lucru. Cu cât se vaccinează mai mulți, cei care sunt mai sceptici o să-ți spună, uite-te că toți s-au vaccinat, hai să mă vaccinez și eu. Clar că va rămâne o parte din populație, și asta estimarea este poate la 25-30%, care va refuza sub orice formă să se vaccineze. Aici nu avem ce face, pentru că nu s-a pus problema. Credeți că acesta va fi procentul? Că vaccinul va fi obligatoriu. Credeți că acesta va fi procentul de refuz? Pentru că așa este, în orice campanie de vaccinare, cam 30% probabil că refuză. Refuzul total, eu cred că pe acolo o să fie cam 25%, 30%, dar asta e o estimare, trebuie să vedem, pentru că s-au mai făcut sondaje. Sondajele au arătat cam 25% care zic categoric nu, erau vreo 25-30% care ziceau da și mai era o parte care zicea mă mai gândesc. Cei care zic mă mai gândesc sunt partea care trebuie să fie convinsă și să meargă că este un lucru bun pentru ei, pentru că acolo nu există un refuz categoric și acolo este o dorință de a se afla mai mult despre vaccin. Ce vorbeați de limitarea și de, limitarea și a aglomerațiilor și a posibilităților ca românii să se aglomereze în anumite locuri, fie ele și apartamente la petreceri private. Însă reducerea programului magazinelor, de exemplu, nu va crea o astfel de înghesuială? Când intră o localitate în această logică, în mod normal, trebuie această logică să ducă și la alte aspecte. Telemuncă, să nu stea toată lumea grămadă la locul de muncă dacă o parte pot munci de acasă. Nu, mă referam doar la magazine. Dacă li se micșorează programul, se vor duce mai mulți oameni. Nu. În momentul în care faci acest lucru, decalezi programul, oamenii lucrează de la domiciliu, atunci tu ai creat și o mai mare posibilitate ca oamenii să poată să meargă în alte ore decât această, cum zice toată lumea, că în ultima oră când au plecat de la locul de muncă vor intra toți în magazin. Deci, astea sunt argumente, o să vedem acum pe teren cum va fi, da. Dar astea sunt argumente. Păi vă spun eu cum e pe teren, că eu astăzi trecând, îmi cer scuze pentru intervenții, astăzi trecând pe lângă supermarketul de lângă mine, era parcarea full, nu spun numele că... La metro azi era coadă până afară. Era nenorocire, eu n-am mai văzut supermarketul atât de plin de jumătate de an. Da, asta spune. În ultima perioadă, lumea s-a lăsat de orice măsură și asta, de fapt, mi-a dus aici, pentru că lumea s-a relaxat crezând că gata, am trecut prin ce era greu. Noi tot timpul am avertizat că n-am trecut prin ce era greu, poate să vină și ceva mai greu, dacă nu continuăm să respectăm regulile și dacă nu înțelegem că până nu ajungem la un număr, la un procent important din locuitorii României vaccinat, noi nu putem să stăm în siguranță. Ce le spuneți celor care spun câteodată pe bună dreptate că măsurile sunt agresive împotriva sistemului Horeca și că pare că vă răzbunați pe acest sistem, găsindu-l singurul vinovat de situația infectărilor din România? Nu este problema de singurul vinovat, numai că este locul unde se întâmplă socializarea. Adică nu avem ce face, deci interiorul sistemului Horeca se întâmplă socializarea. Metroul este transport public în comun, care dacă îl oprești, paralizezi absolut toată economia. Am văzut ce s-a întâmplat astăzi cu transportul public. Cu greva asta spontană. Deci când iei măsuri,
De aici să pui măsurile în balanță, vezi ce măsuri pot fi luate, ce măsuri care chiar dacă vrei să le iei, nu pot să le iei, pentru că impactul lor devine unul foarte grav. E adevărat. Domnul Arafat, dar astăzi este prima zi într-un an, în ultimul an de pandemie, în care am auzit că se spune răspicat cu subiect și predicat că în stațiile RATB, mă rog, și ale instituțiilor din alte orașe, care se numesc în funcție de orașul respectiv, RATPH, mai știu eu, în funcție de așa, vor fi agenții ai poliției locale care să nu mai permită să aglomereze autobuzele. La un an de zile, acum nu știu, astăzi sunteți secretar de stat la Ministerul de Interne, poate s-a mai făcut. Eu n-am văzut agenții în stații. S-a mai făcut acest lucru, cunosc orașe care au făcut acest lucru. În București cel puțin nu a existat așa ceva. Am văzut doar polițiști verificând de mască. Continuitate în această măsură. Măsura s-a mai făcut, s-a mai luat această măsură. Și a fost monitorizare la fiecare stație. După care a fost lăsată. Acum se va întoarce măsura respectivă, pentru că chiar suntem la un moment în care trebuie să respectăm regulile. Deci masca, distanțarea devin foarte importante, mai ales în spațiile închise. Nu numai în transportul public în comun. În birouri, la locul de muncă, tot pe lângă spațiile deschise. Dar în public am văzut oricum o intensificare. Noi, prin natura programului și a meseriei, plecăm după orele în care se mai poate circula liber. În ultimele luni, vă dau exemplul meu personal, nu m-am mai oprit niciun echipaj de poliție. E, astăzi, la Arcul de Triunf, acum când veneam, era 10 și 10, deci la 10 minute după depășirea pragului, era filtru total. Și l-am auzit pe domnul ministru de interne spunând că nu mai e de joacă și că începând din acest weekend, controlele și măsurile vor fi mult mai dure, inclusiv la agenții economici, restaurante, cluburi care au avut multe amenzi în ultima perioadă, că vor fi închise până la 6 luni. Se va merge cu adevărat pe linia aceasta sau a fost doar o... Deci linia închiderii nu e până la 6 luni, sunt alte abordări pe... Spunea prefectul că a identificat în lege de la 2 săptămâni la 6 luni. Asta este dacă se închide pe aspectele sanitare, numai că aici este un proiect de lege care a vorbit de el domnul ministru Bode, ce este un proiect de lege care prevede, într-adevăr, dacă se încalcă regulile, închidere de 15 zile. Deci asta este ce se va propune ca și proiect de lege. Există o posibilitate de ridicare a autorizației, asta am înțeles. Ce estimare aveți? Partea Direcției de Sănătate Publică, numai că asta e alta legislație pe alte aspecte. Ce estimare aveți dumneavoastră în urma acestor noi restricții care vor intra în vigoare duminică? Cum vedeți sau cum credeți că vor arăta cifrele peste 2 săptămâni? Eu sper că peste 2 săptămâni să ajungem să vedem într-adevăr un platou, să nu mai crească și să începem să vedem încet. Vă întreb pentru că la Timișoara, după 2 săptămâni de carantină, cifrele au crescut. Deci, Timișoara a fost o situație în care cineva a pornit o discuție publică foarte serioasă pe tema carantinării, în care, fără să intrăm în nume de persoane și asta, în care a vrut să arate, uite-te că asta e o măsură care e împotrivă timișorenilor și nu e bună și nu știu ce. Și asta automat face ca oamenii de la început să aibă dubii dacă se respecte măsura sau nu. Deci, noi am avut localități carantinate cu efect foarte bun și am avut localități carantinate care efectul a durat mai mult timp pentru că măsurile erau respectate mai puțin și la acest moment pot să spun că la Timișoara 14 zile erau insuficiente. Era clar că trebuia să fie o prelungire. Deci acum la București să ne așteptăm pe o perioadă mai lungă de aplicare. La acest moment la București nu s-a pus problema carantinării, mai ales că intră și aceste măsuri noi acum. Și o să vedem, sper să nu ajungă la 7,5, că să ajungă măsurile să fie pe toată durata săptămânii. Mai e puțin. Azi era 6. Da, dar asta vreau să spun, noi avem nevoie de conlucrare cu toate autoritățile, că să putem convinge populația că suntem o echipă și lucrăm împreună. Deci și politicienii, și experții, și medicii, și oamenii de rând trebuie să lucreze împreună. E, în zona în care există controverse și începe public să fie o bătaie, cine e mai... O arătare de mușchi în public părea că a fost. Adică cine vrea să protejeze populația între ghilimele față de abuzurile autorităților de a carantina și cine vrea să vină cu măsură dură care este vinovat că vrea să facă ceva rău populației. În momentul în care punem asta în logica asta, nu e normal. Am înțeles. Comunitatea începe să
să aibă... Vă mulțumesc mult, domnul Arafat. Sperăm să ne auzim și poate ne revedem și aici în platou peste 2 săptămâni să vedem cum au evoluat lucrurile. Luăm câteva minute de publicitate.